Ne cerem scuze că am avut o întrerupere. Reluăm problema și el ăsta va fi de la început. Problema este așa, atenție. Deci, trei ciobani au împreună 1040 de ochi. Da. Primul cioban, jumătatea primului este cu 10 mai mare decât sfertul celui de-al doilea. Da? Decât sfertul turmei celui de-al doilea. Dar spunem scurt, sfertul celui de-al doilea. Scurt, da? Ei, aici eu vreau să insist foarte tare. Șmecherul de autor, ca să ne creeze o problemă în plus, așa, nu, că n-am dat eu carte. Am mutat-o. Trebuie să mutăm pe asta. Așa. Foarte bine că ai observat. Nu sunt înțeles. Că nu ne văd în direct părinții, ci trebuie să se uite la noi. Da. Se registrează bine. Deci atenție, da. Jumătatea primului este cu 10 mai mult decât sfertul. El, dacă ar fost un autor drăguț, trebuia să gândească așa. Nu se gândească. Trebuia să vină așa cu problema. Scrie. Mai băieți. Primul cioban are cu cât mai mult, vă las pe voi să spuneți, cu cât mai mult față de jumătatea celui de-al doilea. Cu 20. Excelent. Ionuț, fii atent aici. Și bine a prins-o. Dacă jumătatea asta față de sfert a prins 10, jumătatea asta altă față de sfert, față de sfertul ăsta încă 10. 10 și cu 10 fac 20. Și el aici a prins foarte bine problema, da? Deci David zice așa. Îmi construiesc din două sferturi jumătatea. Din două sferturi jumătatea. Dar proporția cu acei 10 în plus, deci numărul acela 10 în plus, se translează și la jumătatea cealaltă, da? Încât în final, putem spune așa, reducem problema asta care a dat-o autorul într-o alta pe care o avem noi. Deci, cel de-al doilea cioban, cel de-al doilea, are segmentul ăsta și încă o dată segmentul ăsta. Două jumătăți. Da. Da? Da. Iar primul... Are doar o jumate. Iar primul are... Bravo, David, așa. Primul a zis. Foi de mine, toată numai. Da. Asta acțiune scurt. Foarte bine faceți. Iar primul ar avea exact cât ăsta și în capăt 20. Așa bine? Da. Pentru că din cele două jumătăți n-am mai respectat segmentul ca mărime. Voi ați înțeles că am luat alt segment care se însemne ce jumătatea celor patru segmente. Exact. Și acum, aici voi avea așa. Iată, putea autorul să spună așa. Primul cioban are o turmă cu 20 de oi mai mult decât jumătatea... La al doilea. Și era drăguț. Și era mult drăguț, era pe sufletul meu. Îl iubeam, categoric. Da? Nu așa când eu, cum să mă amețit, nu venea să... Decât să fug de la problema asta, să ies afară. Aș fi fugit. Am avut baftă că gardul era full. Și m-am fugit ca să mă gândesc la problemă. Da? Bun. Deci, atenție, prima parte a problemei, am tradus-o, am regândit-o în niște termeni mult mai aproape sufletului meu și mult mai ușor, da? Da. Deci, acum avem așa. Primul cioban are o turmă cu 20 mai mult decât jumătatea celui de-al doilea. O, ce ușor! Ce frumos este, ce plăcut este. Nu? Da. Decât jumătatea primului față de sfert. Da. Ca să fie ciudată problema. Dar autorul a avut, dintre asta au făcut-o pe cealaltă. El a gândit așa. Probabil că problema asta mai era făcută. Și da? Și atunci el a venit și o mai complicat-o un pic. Cum să o complic eu? Dar cum să o fac, zice, să fie mai ascunsă? Iau jumătate și atunci sfertul de aici. Corect. 20 îl dau în 20 și formulez. Jumătatea de la primul este cu cât, cu 10 față de sfert. Deci așa se compun problemele, da, pentru profesor? Da, O să vă învăț acum. Cel mai important lucru
Deci partea nevăzută. Să știți că propunătorii sunt și niște oameni. Corect. Da? Da. Și că au exercițiul ăsta făcut al minții. Adică ați putea și voi. Asta, asta vă invit să facem. O să facem îndată. Dar acum să ne ducem până la capăt cu problema asta. Vă citesc cealaltă? Partea a doua, ce spune. Dacă din numărul oilor celui de-al treilea cioban se scade 20, turma acestuia va fi egală cu a celui de-al doilea. Profesor, poți să rezolvă? Ce mă? Din al treilea cioban are cât al doilea cioban? Două segmente, dar el are cu 20 în plus. Asta e. Deci pun, desenez pentru al treilea cioban cele două segmente. Da, două segmente și... Și mai pun în capăt... Și mai pune încă 20. În 20. Și acum putem să facem 20 plus 20. Domnul profesor, dar n-ați spus jumătate? Păi al doilea e întreg acolo, nu e jumătate din el? E întreg. Pentru că el avea patru segmente și două segmente are. Da? Un segment din ala... Nu știu, domnul profesor, eu văd că e un segment mai lung. Eu am zis că al doilea trebuia să-l mai faceți și jumătate. N-ai zis că e jumătate? Deci al doilea trebuia să-l fac... Să-l dublați? Nu trebuia să-l dublați? Pe al doilea? Ia să vedem. L-am dublat pe al doilea. Păi nu, ăla-i segmentul, nu? Segmentul ăsta și cu ăsta au făcut jumătatea. Da, și nu trebuia să mai faceți încă jumătate? Pare nu. Ca să-l faceți întreg? Pentru că acolo arată patru segmente. Două înseamnă, unul înseamnă un sfert. Cu celălalt sfert fac jumătate. Da, domn profesor, eu mi-aduc aminte că ați redus problema și a zis că jumătate din oile la al doilea e primul plus 20. Mă, copii, mă, la mine, eu pe ieri am doar 20. Ascultă-mă, are o dreptate, oare? Păi jumătate. Nu știu, domn profesor, poate eu am greșit. Explicați-mă. Am făcut are proba e? Sigur că am făcut proba așa, era proba și bun. Dar acum, Mihaela zice așa, că e vorba de jumătate. Primul are cu 20 mai mult de față de jumătate, da? Decât jumătate, deci înseamnă că la al doilea a spus numai jumătate, chiar dacă e împărțit la 2 acolo. Că a spus un sfert plus un sfert. Ca așa atunci ar trebui să mai pun încă două segmente de acestea. Da? Două segmente de acestea. A, acum eu sunt de acord cu dumneavoastră, domnul profesor. Și acum pe al treilea să-l faceți ca lumea, că iar nu l-ați făcut ca lumea pe al treilea. Casandra, hai să urmărim. Deci spune așa. Primul are cu 20, după ce am tradus-o pe asta, cu 20 mai mult față de jumătatea celui de-al doilea. Dar pe al doilea nu l-am cum terminat. Păi da, eu am sesizat. Foarte tare. Am vrut să vă prind, domnul profesor. M-am prins, gata. M-am prins pe toți. I-am luat cu poveștile și am uitat de partea importantă. Deci, prima parte a problemei, da? N-am finalizat-o. Corect. Pentru că am făcut doar comparația jumătății, dar trebuia să ducem până la capăt să mai adăugăm celelalte două segmente ca să fie numărul, să fie celălalt completă. Corect. Complet, da? Adică prin cele patru segmente am construit turma în totalitate. Întregul, da? Corect. Așa este. Perfect. Și acum al treilea. Și acum vă citesc al treilea, domnul profesor. Și al treilea. Dacă din numărul oilor celor de-al treilea cioban scădeți 20, turma acestuia va fi egală cu acelui de-al doilea. Adică la treilea mai facem încă două segmente. Deci mai facem una, două, patru. Nu mai atâta? Acum ai citit. Da. Și încă 20. Și încă 20. Așa, acum ai corect. 20 plus 20 și ne dă 40. Din 104, din 1040 scădem 40, facem 1000. Scădem surplusurile, zici tu, da, David. Da, facem 1000 împărțit la... Împărțit la cât acum? Ia să vă văd. Acum să vă văd, uite-te. La 1, 2, 3, la 2, 4, 6, 8, 10. La 10. Deci și vedem care e sfertul. Stați puțin, că am și eu o ideiuță. Ia zici. Da. Deci, facem 1040 minus 20, ne dăm 1020 și apoi împărțim la... Minus doar 20? Eu văd două surplusuri. Păi da, împărțim la cei două de 20. Deci 1040 minus 40 atunci. Da, minus 40 pe 2000 și în acel moment împărțim la 10 și ne dăm 100. Fiecare segment din acela e 100. 1000 împărțit la 10. Și primul cioban înseamnă că are 220, al treilea are 400. Și al doilea are 400 și al treilea are 400. Da, e corect și așa, domnul profesor. Dar asta este urmarea raționamentului făcut aici. Nu e altă idee. Nu e altă idee. Este prelungirea ideii pe care o avem noi aici. Și noi tot așa am fi finalizat. Corect, da. Deci, te repezi degeaba, numai meu. Atrag atenția
că suntem în aceeași idee. Da, mai bine cu alta. Da? Deci acești, numai că e sesizat că de acum continuăm așa. Da. Tu așa ai spus, continuăm de acum. Ieri am împărțit la 5, domnul profesor, mi-aduc aminte. Am împărțit la 5. O mare greșeală. Bine că am reluat problema. Cea mai mare greșeală. Și astăzi am împărțit la 10. Da. Este impresionant. Păi de asta mi-a ieșit nouă ieri. Ba, ne-a ieșit și era și corectă și la 5 dacă împărțim. Pentru că acolo e noi acum luăm sferturile în calcul, ieri am luat jumătățile în calcul. Așa, și din cauza asta foarte corect greșeală. Unitatea de măsură în toată discuția noastră e sfertul. Acum e sfertul? Pentru că el compară sfertul. Da? Ieri era jumătatea, de-aia am mers așa. Bine, perfect. Și acum reluăm problema. Vrem să ne convingem, Casandra, dacă am gândit bine sau nu. Deci autorul așa. Ce spune? Jumătatea e mai mare cu 10 față de sfert. Sfertul se vede, nu? Da. Așa. Și toată jumătatea asta, unde ar fi? Aici ar fi. Am dat pe 20 în 2, da? Și aici este jumătatea. Deci jumătatea turmei primului are 10 în plus. 10 oi, da? Am gândit și am translat cum problema. Două jumătăți vor face turma toată, două sferturi de aici vor face jumătate din turma celui de-al doilea. Acest sfertul este unitatea de măsură în raport cu care comparăm totul. Sfertul. Sfertul celui de-al doilea. Da? Sfertul celui de-al doilea este segmentul care intră în discuții. Și urmează. În totalitate, patru sferturi aici, nu? Corect, da. Ca să facă întregul. Corect. În partea altă, cele două sferturi cu 10, încă un sfert 10 înseamnă jumătate și jumătate și am făcut turma în totalitate. Adică două sferturi și plus 20 face turma totală. Iar partea a doua problemă spune așa. Al treilea are cu 20 mai mult față de al doilea. Da. Așa adică era mai ușor. Cele patru segmente și încă 20. Corect. Foarte clar. Da. Da. Deci, ieri, fiind la prima citire, am strecurat greșeala asta, neatenția noastră a fost mare. Am lucrat cu jumătățile. Exact, am luat ca unitate de măsură jumătatea aceea și n-am comparat cum trebuie. Da. Deci, acum spunem ce. După ce vedem figura, oglindă, pur și simplu este toată situația de acolo, transdusă problema în figurativă în felul acesta, spunem așa. Ce zicem? 1040. 1040. Minus surplusul, mi-a plăcut cum a zis. Surplusul. Minus 40. Minus 20, minus 20, minus 40. Și face 1000. 1000 împărțit la 10. 1000 împărțit la 10. Facem, lucrăm acum. Facem pe care scriem. Da? Deci făcut foarte bine. Împărțit la 10. Este egal cu 100. Egal cu 100. Adică un segment egal 100. Corect. Exact. Asta înseamnă că primul cioban are... Are 220. Al doilea 400 și al treilea 420. 220. Deci 2 ori 100, două segmente, 2 ori 100 plus 20. Și egal cu 220. Bravo. Al doilea cioban are 4 ori 100. Și egal cu 400. Și al treilea are plus 20. Nu, are 4 ori 100 plus 20. 4 ori 100 plus 20. 4 ori 100. Plus adică 420. 20. Și 400. Rezultate de ieri. Da, 420, da, e corect. 20, da? Ieri am raportat la rezultatele sunt, dar n-am figurat corect. Deci n-am figurat problema. Și de aceea a apărut așa o discuție, dar în momentul de față e limpede, da? Deci ca unitate de măsură ieri luasem jumătatea, acum am luat sfertul. Așa am surprins noi în momentul acesta. Bine. Am ajuns la același lucru. Corect. Vreau să spun aici, Daria, că ideea este așa. Cum am gândit, era o variantă. Și asta e a doua. Dar pentru că ieri tot corect am făcut, pentru că am avut mai puțin la... Am împărțit la 5, da. Fiind jumătățile. Deci sferturile comparate cu jumătățile sunt 5. Acum
este același lucru. Dacă ai fi spus, am o altă idee și să lucrăm cu jumătatea ca unitate de măsură sau cu sfertul ca unitate de măsură, și astea erau două idei diferite. Da? Da? Așa, când zicem am o idee, adică te detașezi de tot ce facem noi acum, o altă variantă. Vin cu ceva nou, cum ar veni. Da. Da. Cum credeți că a făcut autorul ăsta problema? A făcut-o... Ia să vedem, dar aici ridica mâna. Eu cred că, în primul rând, el a văzut o problemă asemănătoare, poate asemănătoare sau puțin mai altfel, și a spus că problema aceasta, dacă aș face așa, și a schimbat niște lucruri, da, și a mai adăugat niște lucruri, unele le-a șters. Daria, formulez o problemă pe scheletul ăsta de aici. Pe scheletul ăsta, vrea domnul. Pe scheletul ăsta. Deci, dacă eu formulez o problemă, da. În sensul că vreau pe scheletul ăsta să-mi faci problema pe care a folosit-o autorul ca bază. Da? Ah, ok. Păi... pot să spun că... trei oameni sau... trei ciobani, tot așa am formulat. A plus B plus C. Da. Trei ciobani au împreună... 1040 de oi. Da. Își primul cioban are... de 20 de ori mai mult... Nu cu de 20 de ori. Cu 20 de ori. Cu 20 de oi mai mult decât? Mai mult decât... Nu, decât? Decât jumătate din al doilea. Așa, decât jumătate din al doilea. Deci primul are cu 20 de oi mai mult decât jumătate din al doilea. Da. Un sfert. Deci, așa aș făcut. Iată, primul care are cu 20 de oi mai mult decât jumătate din al doilea. Al doilea înseamnă că este asta. Și încă o dată asta. Așa am făcut ieri, domnul. Așa. Așa am făcut, da. Da. Acum vreau, tocmai vreau să vadă și varianta aceea, da? Și al treilea are... Și al treilea are... Dacă îi luăm 20 de oi... Așa are... și încă 20 de oi. Exact. Și de asta am învățit la 5. Și nu aveam sferturile folosite. Exact, tot am scăzut surplusurile și am avut jumătăți. Am scăzut surplusurile și am... Așa, și am învățit la 5 segmente egale. Deci autorul pe problema asta a mers. Asta a fost problema de bază, da. Așa l-am mai adăugat. Și pe una am raportat-o la sfert. Am păzit-o în 2 și pe asta în 4. Exact, și am raportat-o la sfert. Așa a fost cu el că a schimbat altfel problema, dar da, că este aceeași. I-am plecat într-o altă haină. Da, mai că este aceeași, mă, că s-au adăugat câteva... Deci s-a vrut un pic mai complicată. Vă las pe voi, acasă, pe problema asta. Tema? Da. Să compuneți o problemă. Să compuneți o problemă. Asemănătoare? Da. Doar să modificăm numele. A, pe schema aia. Da, 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 da. Au pe schema aia. Modificând... de jos. Da, da, da. Și modificând numerele. Da. A, asta e mai ușor. Bine, dragă. Că doar da, modificăm. Da, da. Deci, compuneți o problemă, având în vedere schema asta, nu știu, da, cu ce o bani. Dar asta e easy, asta e. Important este că atunci când surplusul nu neapărat 20 și 20, pot fi alte numere. Alte numere vrea domnul profesor, da? Faceți voi cum vreți voi, voi sunteți autorii. Exact. Bravo, mici mai. Nu neapărat să fie surplusurile alea, da? Voi sunteți autorii, voi dați ce numere vreți. Deci alte numere, altă este numărul total. Puteți zice, trei copii au împreună o sumă de. Unul are cu atât mai mult față de al doilea, celălalt față de al treilea, da? Da. Cât ce sunt mai fiecare parte? Trebuie să vă șerg eu tabla sau cum, să vă găsesc o problemă, fac... Acum, vreau să ieșim la tabla. Mai încerc eu. Daria, un pic, ai răbdare. Vreau să mai vedem o altă problemă. În varianta aceea care am mai făcut-o noi, cu vile. Vreau să văd dacă prinde foarte bine problema. Deci, într-un cartier sunt... Scrieți. Într-un cartier sunt... Sunt... Scrie, Daria. 23 de vile. Da, mergi. Sunt 23 de vile.
fiindcă ar da teleprobleme, nu? Da. Deci 23 de virodare a sorții. Deci într-o așa sunt 23 de vire. Cu camere, cu câte 7 camere și cu câte 11 camere. Cu câte 7, unele sunt cu câte 7 și altele sunt cu 11 camere. Deci vilele acelea sunt așa deosebit de mari. De lux. De lux, da, vile de lux. Cu da. Câte 7. Rezidențial, domnul. Țigănești. Sunt cu, cât am spus, cu 7 și cu câte 11 camere. Da. Asta e țigănești. 7 și 11. Da. În total, numărul camerilor este de... Hai, cu metoda 20, presupunerii. De 23 am spus, nu? 23 sunt în total în vilele? Da. Da. 23. Să zicem și... O mie de camere. În total... În total sunt 181 de camere. Wow. 181 de camere, scrieți. În total sunt 181 camere. 181. Bun. E problema aceea cu presupunerii? Nu știu. Nu știu. Dai, cu metoda presupunerii. Ah, ok. Am o idee. Nu te grăbi. Baza asta și eu. Să vedem încă o dată problema. Să citim din nou. Deci, în cartierul acela sunt vile. Cu câte 7 și 20 de vile în total. Cu câte 7 camere și cu câte 11 camere. Și dacă le numărăm camerele tuturor, celor 20 de vile, obțin 181 de camere. Câte sunt cu 7, câte sunt cu 11? O variantă, am și eu aici o variantă. Un pic, numai să mai vedem problema încă o dată. Deci, sunt câte am spus? 23 de vile. 23 de vile, am să le fac așa. Prima vilă, a doua, așa și mai departe, până la 23-a vilă, da? Și fiecare vilă are, unele dintre vile au câte 7, altele câte 11. Întrebarea este, câte sunt din cele 23 cu 7 camere și câte sunt cu 11? Eu m-aș gândi că toate ar putea să aibă ambele, și 7 și 11. Deci mergem o dată cu presupun, cu o variantă, da. Și spunem cu cealaltă variantă. Deci nu în același timp. Nu ori numai 7 toate, nu? Că în același timp nici n-au cum, domnule profesor. Nu, nu. Să aibă și 7 și 11 camere în același timp. Dar odată presupunem că toate ar avea 7, 7 camere. Și face odată că toate ar avea 11. Daria, insistă, te rog, Daria. Ok, deci, să presupunem că toate sunt cu 11 camere. Da. Mergem pe varianta asta, da? Da. Presupunem. Scrieți. Presupunem că toate vilele au 11, am zis. 11 camere. Cum facem acum? Păi, zi. Facem 23 ori 11. 23 ori 11. Da, fiecare având câte 11, 23 ori 11. Gata, să vedem câte camere. David, 23 ori 11. Da, 23 ori 11. 23 sunt în toate, e cu o reca da. Da. 23 ori 11 egal cu... Egal cu, facem înmulțire. 23 cât ori 11. Oare cum să facem înmulțirea aia, domnul profesor? Păi... Cum facem? Punem așa sub altele. Da? Deci 23 ori 11. Hai, Daria, să auzi. Hai, ajută-te cineva. 23. Pe urmă, iarăși 23. Pune iarăși 23 de desubt. E părere? Uitați-vă la domnul profesor cum a pus. Eu a sărit un pic. E egal cu 250. Și ăla, uitați-vă cum a pus domnul profesor. Eu a sărit un pic.
De ce nu-i bine? Pentru că 23 nu dat o 23. Ba da. Păi dai cum? Unor 23-23. Eu știu doar că, că dă 253. Ok. Dar ți-am 5 greșit la ele și 5 greșit la și eu. Păi pentru că... 6. 46. A, cu 46, domnul profesor. Trebuia să faci 200 trebuia să faci 200 ori 23. Domnul profesor. Deci eu nu știu exact cât dă. A, deci dacă nu știi, taci, te rog. Eu nu știu. Atât. Și cum ar trebui să așeze, domnul profesor? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde a greșit, domnul profesor? Eu o sesizez, m-aș duce eu, dar vă las pe voi. Păi eu nu știu, dar... Ia du-te tu, eu nu știu, pune. Du-te tu și pune. Pune la tablă tu cum trebuia să facă domnul profesor. Fă tu mulțirea asta să... Fă-o separat, să vedem unde a greșit domnul profesor. A greșit undeva. 23 da. Ori 11. Așa.23 ori 10 este egal cu 230. Și mai punem încă o dată 23. Corect, bravo. Bravo. Bine, mă. Ce? Iată, și pierdem timpul. Adică el face următoarea chestie. 23 ori 11 este egal. Eu pun, voi pune fixul acela, da? O să ne obișnim să punem punctul acesta pentru că așa veți face de la un loc încolo. Egal mai departe cu 23 ori. În loc pe 11 punem 10 plus 1. M-a făcut Ionuț. Da. Așa a făcut. Bravo. Și egal mai departe cu... 230. Și acum se aplică distributivitatea înmulțirii față de adunare. Da. Și 23 ori 10. 230. 23 ori 10. Plus 23 ori 1. Plus 23. Și Ionuț a spus, ori 10 și încă o dată mai pun 23 și ce face 253. Foarte bine. Dar domnul profesor, ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat? Ia de Davide. Ce a făcut? Trebuia să vă gândim de două ori, de 23 ori și 1. Trebuia să vă gândiți de două ori, adică scria 23. Păi a scris 23 și 23. Deci 1 ori 3, 3, 1 ori 2, 2. Da. 1 ori 3, 3, 1 ori 2, 2. Vreau să faceți plus acolo, pentru că... Plus trebuia să pună? Da. Păi eu pus plus 23 plus 23. A, da. Putea să pună plus în acest moment. N-ați învățat așa, nu? Hai să vedem cum trebuie. O să învățați cât de repede. Ia uitați să vă zic domnul profesor. Exact asta de aici. Trebuie să o înțelegem acum. În clipa asta. Mare atenție la domn profesor în momentul. Da? 23 ori 1. Adică cifra unităților. 1 ori 23 fac 23. Și acum mai trebuie să adaug la 23 pe 230. Da? Trebuie să adaug pe 230. Ca așa zice plus. Păi nu 23, ci 230. Deci să-l pun pe 230 la 23 Ionuț, care însemna după mulțirea, cum ai spus tu, lui 1 cu 23, mai aveam de adăugat 23 ori 10, 230. Adică, în clipa în care mulțesc cu cifra 10-lor, trebuie să construiesc de aici începând, de sub cifra respectivă. De sub cifra 10-lor trebuia să scrie domnul profesor, nu cum a scris dumneavoastră. Deci am pus 3-ul ăsta care era 10, l-am pus la unități. Păi da, dar el n-a mulțit unii 10-le. Am făcut, este extraordinar. Înmulțea zicile și plecăm de sub cifra zicilor copii. Aici era secret. În momentul în care... Ai înțeles aici? În loc să pun... cât trebuia să pun? 230, cum ne-a ieșit nouă, eu am pus 23. Și nu le dădea. Și uitatul și eu tâmpenii, că doar am mulțit cu cifra 10-ul. Păi cu 10 am mulțit acolo. Nu cu tot cu unitatea, cu 1. Da, dragi copii? Deci, dragilor... Nu e. Deci unul ăsta nu e de la unități, e de la 10. Și plecăm de sub cifra 10-lor. Dacă era de la 100, mai aveam 111, plecam de sub cifra 100-lor. Hai să vedem asta, ca și mai excelent. Foarte tare. Foarte tare.
Ca să înțeleagă domnul profesor mai bine. Tocmai, ne ocupăm de treaba asta, că este important să știm. Sigur, da? Că da. Iată, 27 înmulțit cu 39. 27 înmulțit cu 39. Te rog să scrii, da? 27 cu 39. Egal cu. În mod normal, voi știți să ziceți 27 înmulțit în loc de 39, deci 30 plus 9. Și egal mai departe cu. Și acum înmulțim pe 27 cu 30. Când va veni, că mai întâi cu 3 și primul cu 10. Știm să mulțim cu 10, punem un 0 la sfârșit, da? Da. Nu preștim? Hai să vedem. Zicem așa, 27 ori 30, lasă așa, da? Da. Ori 30. Plus 27 ori 9. Da? 27 ori 9. Îi dau mai parte cu. În loc de 30, spun 3 ori 10. Corect. Pot să zic așa, nu? Da, 3 ori da. 10. Atunci zic 26 ori 3 ori 10 plus 27 ori 9. Și dau mai departe. 27 ori 3 mai întâi. Hai să vedem ce faci 27 ori 3. 3 ori 7. Zi, Daniel, 3 ori 7. 3 ori 7, 21. 1 scrie 2 reține. 1 scrie 2 reține, apoi 6. 3 ori 2, 3 6, 6 și cu 2. Și cu 2, 8. 8. 8. Deci 800... 81, 81 ori 10. Da? 81 ori 10. Să lăsăm așa, da? Da. 81 ori 10 plus în partea asta altă. 27 ori 9. Hai să facem, copii. 9 ori 7. 9 ori 7, 63. 3 și 6. 9 ori 2. 18 și cu 6. Vorbiți. 24. 24, da? Adică 243. Și egal mai departe. Cu cât? Ia uitați-vă, copii. 81 ori 10 cât? 810 plus 243. Ce este egal cu? Ne adunăm. Știți hai, adunați. Cine adună? Da, pe caițel acolo. Zi, zi. 0 plus 3, 3 la unități. Zi, vorbiți așa. 3, domnul profesor. 1053. La unități 3, domnul profesor. Da, 3 și cu 0. 3, da. Da. 4 și cu 1. Vorbiți. 1053. Da, aș fi putut să ziceți așa. 5, 2 și cu 8, 10. 10. 1053. Domnul profesor, această... Acum am să așez exact ce s-a întâmplat aici. 27 înmulțit cu cine? Cu 39. Cu 39. Copii de și haideți să facem... Și eu nu fac decât să scriu acum pe 243 la care adaug pe cine? Pe 810. Da? 243, că l-avem pe 243. Da. Și mai adăugăm și pe 810. 810. Și întrebarea este cum de s-au obținut ăstea? Sigur că rezultatul este exact 1053. 1053. Copii, iată, ia uitați, 9 ori 7, 63, 3 și 6, 9 ori 2, 18 și cu 6, 24. Perfect, a scris. 243 acolo, da? Acum, încep să scriu cu 3, dar nu-i 3, e 30. Exact. Deci, trebuie să am grijă că în clipa asta eu nu mulțesc cu cifra 3. Cu unităților, cu cifra 10-lor. Corect. 3 ori 7, 21. El va avea, cum aș fi văzut, un 0. Un 10 mulțit. Un 10, corect. Tot rezultatul acela va fi cu un 10. Și cu un 10 înseamnă că voi avea 0 aici. La unități. Și punem 0 la unități ca să nu greșim. Exact. Și atunci, clar încep acum că unitățile au fost ocupate. Le-am pus. Cifra unităților este 0. Da. Și acum 3 ori 7, 21. Iată, copii, că în clipa asta, când încep să construiesc cârdul ăsta, îl fac de la cifra asta, pentru că asta deja e 0. De sub cifra cu care mulțesc, se face. O să mai facem exemple ca să înțelegeți. Da? Și mâine deci, și nu vă 3 ori 7, 21. 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. Și de aceea a apărut 81. Și e corect să scriem fără 0, dar când o să înțelegeți voi. Dacă
81 l-am scris în varianta asta, am ocupat pentru început cifra unităților cu 0. Dacă nu o fac așa și scriu cu multă grijă, 81 n-am voie să scriu în dreapta. Sub 43. Pentru că am transformat pe 10 ăsta, l-am transformat unități. 1 deci devine unitate și 8 care sute, repetit cifra sută, am făcut în 10. De ce stricam negreșiți? Dar mai facem și exerciții să vedeți că, să văd dacă am înțeles. Exact. Două exerciții, da. Măcar, domnul. Acum face. La comandă, Davide. Deci, David, 70, rog tot așa desfășurat, da, ca să fie 79 ori 13, egal cu David vorbește. Egal cu, putem să facem, 79 ori, ori 10, da, plus, plus 3. Plus 3. Și egal mai departe cu? Cu 79 ori 10. Așa, 79 ori 10. Plus. Da. 79 ori 3. Tot scris. Da? Așa. 79 ori 10 fac 790. Așa. Plus 90 plus 9 ori 3. 9 ori 3. 27, 2, ține minte, 3 ori 7, 21. Și cu 2? Trebuie să scrii în perioada. 21 și cu 2, 23. Tu trebuie să scrii. Nu trebuie să scrii. Tu scrii tot timpul și eu vorbesc și atunci îți mi-e pe tine. 23 și... 23. 23, da? Da. Bun. Și egal cu? Este egal cu 7 și cu 0, 7. 3 și cu 9, 12. 2 și 1, 3 și cu 7, 10. 1027. Da. Ei, să hai să așezăm acum unele sub altele, da? Deci e vorba de 79 înmulțit cu, cât cu? 13. Și eu scriu cât am obținut mai întâi, 237, da? 237 la mulțirea cu cine? De la mulțirea cu 3-ul ăsta, da? De la unități. Deci 237 și 790, plus de desubt cât? 790. 790. Acum vreau să înțeleg cum de a s-au obținut ăsta. 3 ori 9, 27, dar sub 3 încep, da? Da, sub 3. Sub am început de la unități, de la unități îl punem, nu în altă parte. 3 ori 9, 27, 7 și 2. 3 ori 7, 21 și cu 2, 23. Corect. Și acum când înmulțesc cu 1, dar ăsta nu e 1, e 10 copii. 10 lăsă de aici. Corect. Și atunci... 1 ori 9, 9, va... 1 sub 10. Exact. Sub el fac construcția. 1 ori 9, 9, că e cifra de așa ocupată cu 0. Da. Cifra unităților. 1 ori 9, 9, 1 ori 7, 7. 7. Ați înțeles acum? Da. Da. Deci e foarte clar, foarte clar. De multe ori nu se mai pune așa. Și el nu se mai pune. Dacă el mai influențează. Dacă am poziționat corect, foarte bine asta. Dacă am poziționat corect, da? Ați avut dreptate. Dacă nu poziționez... Mi-amintesc când, când eram și eu elev, ca clasa a doua sau a treia, cred că a treia, colegii mei nu poziționau corect. Și le dădea tot felul de trăsnăi. Învățătoarea mea nu reușit să se convingă și nu le arăta să le treaba asta desfășurat. Și atunci nu înțelegeau. Ies la mai stânga, la mai la dreapta, deci neapărat să fac așa. Corect. Învățătoare mi-a spus, ați așa mi-a spus, cu cifra cu care mulțesc, sub ea construiesc cârdul respectiv. De la dreapta spre stânga. Dar ei spuneau, dar de ce așa? Acest de ce nu l-au înțeles niciodată. Spuneam, face așa ca așa spun eu. Acest face, așa, așa trebuie. Așa trebuie, Casandra, mie nu mi-a plăcut niciodată. Eu am dorit de fiecare dată să înțeleg de ce fac asta. De ce trebuie așa? Și crede-mă că așa am rămas cu întrebarea asta, de ce să fac așa? Am respectat că învățătoarea mi-a spus să fac așa, că așa e bine. Și făcând așa, obțineam rezultatul corect, cum a spus mai devreme Ionuț, că el a făcut deodată 253, nu discută. Corect. Că el a făcut în minte 10 plus 1 ăla, mulțit cu 10, ai făcut exact ce am făcut desfășurat. Da? Da. Dar nu înțelegeam, dacă învățătoarea nu a insistat, nu am înțeles deloc mecanismul ăsta. Corect. Vedeți? Este esențial, foarte, foarte important. Cifra cu care înmulțim generează un cârd de numere, da? Un număr. Dar de sub ea, de la ea începând, construiesc spre stânga.
Da? Da? Și după aceea când începem la 10, de la 10 începând, da, așa, dacă de la 100, dacă sute, de la 100 începând, o să mai lucrăm. Da? Și mai, o să mai vedem. Terminați ideea la problema asta sau o facem mâine? Să terminăm. Cu o venit la 7-a, domnul. O facem, o terminăm ca temă. O terminăm ca temă. Am pornit-o noi, presupunem că ar fi poate de 11 camere și ne-am dus la nu știu cât, 250 și cât. Hai să terminăm, 253 parcă vorbim. Da, 253 de camere. Ei, dar noi am spus că ar avea câte camere? Câte camere a dat domnul profesor? 181. A. Ei, mai puțin, am depășit numărul camerilor. Asta înseamnă că nu toate sunt cu 11. Și multe cu 11. Deci dacă aș pune 11, 11, dacă aș fi pus 11 la fiecare? N-ar fi. Dar profesor face 253. Deja erau prea multe. Deci 253. 253 min... Ce facem? 253... Minus 181. Așa, ca să vedem câte camere în plus sunt. Da. Normal. Așa ca facem. Să le mai tăiem. Da. Așa, da. Deci 253 minus 181. Da. Și ne dă... 2. 2. 172. 7? 72. 72. Asta înseamnă că ați trecut cu 72 de camere în plus. Asta și pe zilele de 11 camere le facem 7, de 7. 72. Ha! Deci, tăiem din camere? Da. Câte camere ca să trebuie să tăiem? Câte? 72 împărțit la 4. La 4? De ce la 4? Câte? Pentru că tăiem 4 cu pană. Câte 4 camere tăiem de la 11 la 4 camere? Diferența între 11 camere și 4, 7 camere? Deci când am pus câte 11, David, s-au încărcat prea mult. Da. Acum, închipuiți că aveți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da? Tai 4. Ca să-i diferența între 7, între 11 și 7. În vilă de 7 camere. Vilă de 7. Iar încă un 4, iar încă o 4. De câte mă interesează câte grupe de 4? Facem 18. 72 împărțit la 4. Așa, 72 împărțit la 4. Deci cele care erau în minus le mai împărțim o dată în 4 ca să transformăm. Da? Și avem astfel 18 vile cu câte 7 camere și restul cu... Și restul sunt cu 11. Domnul profesor, ce frumos! Și avem, să-mi spuțin. Așa avem. Numărul minim și numărul maxim? Nu, dar nu știu discutăm, care. Discutăm că, la revedere, clasa a patra. De nu vrei să fii șomer? Nu uita de like și share. Așa spune.